Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar acesta este minunatul episod de vineri, episodul ăla pe care voi îl așteptați în fiecare săptămână, pe lângă Mailbox. În live-ul de marți vă spuneam că pregătim un episod pentru vineri, mai ales că afară sunt niște călduri insuportabile și săptămâna trecută au fost la fel și ne pasă foarte mult de aceste minunate device-uri ale noastre, calculatoare, laptopuri, console, monitoare. Și la monitoare trebuie să facem o chestie de genul ăsta. Ulala. Și o să facem niște teste un pic mai complexe. Eu m-am apucat să le fac de ieri. Am stat un pic cu morcovul, ca să pot să spun așa, așteptând iepurașul, dar cred și eu și Răzvan că în momentul în care o să tragem concluzii la sfârșit, o să vă convingem de anumite lucruri. Și anume, pe lângă inamicul public numărul 1, care este praful în sistemele noastre minunate, inamicul public numărul 1 bis, dacă pot să-i spun așa, este căldura. Iar odată cu aceste temperaturi foarte ridicate de afară, mulți dintre noi ignorăm faptul că componentele de la interiorul sistemului s-ar putea să ajungă la niște temperaturi care să afecteze într-un fel performanța și sănătatea lor, adică să le scurteze durata de viață. Să nu încercați așa ceva acasă. Sub nicio formă. Nu încercați să faceți testele pe care le-am făcut noi ca să vedeți ce temperatură ați obține voi în anumite scenarii. Nu faceți lucrul ăsta. Pentru mine, personal, este ultima oară când mai fac genul ăsta de teste. Nu de altceva, dar mi-a dat niște emoții maxime. Și avertisment pentru cei care au sisteme de răcire de tip all-in-one în sistemele lor. Asigurați-vă, 1, că aveți un airflow foarte bun în carcasă. 2, temperatura din cameră este una acceptabilă. Acceptabil, mă refer, 25-26 de grade. Nu mai mult. Primul test pe care l-am făcut a fost fără niciun ventilator în carcasă și fără aer condiționat pornit și m-am oripilat în momentul în care am desfăcut laterala din partea stângă, cum mă uit eu la ea, dreapta voastră, pentru că am încercat să montez ventilatorul în partea superioară pe placa de bază, am atins din greșeală unul din cele două furtune ale sistemului de răcire și am realizat că era extrem de moale. Extrem de moale. Fapt ce mă duce cu gândul că dacă temperatura ar fi continuat pe o perioadă mai lungă de timp, este foarte posibil ca sistemul de răcire și în principal cele două furtune ce fac legătura între pompă și radiator să se fi deteriorat foarte, foarte repede. Cum am testat? Ca să nu o lălăim foarte mult. Cum am testat? Am făcut 3 scenarii cu câte 2 teste fiecare. Primul scenariu a fost în felul următor. Fără niciun ventilator în carcasă, 1. Al doilea, din primul scenariu, cu aerul condiționat, dar fără niciun ventilator în carcasă. Al doilea scenariu, cu ventilatorul pe spate montat, dar fără aer condiționat pornit, cu ventilatorul din spate montat cu aer condiționat pornit, după care am mai adăugat 3 ventilatoare frontale și la fel am testat. Cu toate ventilatoarele montate, 4 ventilatoare în carcasă fără aer condiționat, 4 ventilatoare în carcasă cu aer condiționat pornit. Ce temperaturi? 24-25 de grade temperatura ambientală. Deci asta înseamnă cu aer condiționat pornit și fără aer condiționat pornit, din păcate, s-a ajuns pe undeva pe la 28-29-30 de grade. Pe lângă cele 3 scenarii, pot să vă spun decât atât că am făcut testele de 2 ori fiecare, testele constând în hardware info pornit non-stop cu monitorizarea în timp real a temperaturilor, Prime 95 pe procesor Small FFT și cu FurMark simultană testare, astfel încât să fie cât mai multă căldură la interior, să vedem unde, ce și cum afectează, ce componentă este afectată cel mai mult. Hai să vedem care sunt rezultatele testelor, după care o să trecem la concluziuni.
Este foarte evident că voi nu o să ajungeți la aceste temperaturi, dar în timp ce vă jucați. Dar totuși ele o să fie destul de ridicate în cazul în care nu aveți un airflow bun în carcasă sau temperatura în cameră este foarte ridicată. În cazul în care afară sunt 35, 36, 37 de grade, Dumnezeu știe cât. Mai mult ca sigur, dacă nu aveți un ventilator mai mare care să recircule într-un fel aerul din cameră, oferind o temperatură, hai să spunem 28-29 de grade sau un aer condiționat care ar fi ideal din punctul meu de vedere, temperaturile or să ia razna, în adevăratul sens al cuvântului, nu numai pe procesor, nu numai pe placa video, nu numai sursa, nu numai unitățile de stocare, dar și placa de bază. Iar aici mă refer la etajul de alimentare, la MOSFET, care, după cum bine ați văzut, poate să ajungă și în 101-102 grade. Nu e tot mai ok. De asta v-am spus că la un moment dat stăteam cu morcovul așteptând iepurile să vină foarte repede să îl mănânce, iar aici mă refer la timpul pe care l-am acordat fiecare test în parte să treacă cât mai repede, pentru că la un moment dat îmi era teamă că s-ar putea să deterioreze ceva în sistemul nostru de streaming. Sistem care era, am uitat să spun configurația și aici îmi fac mea culpa. Sistemul de streaming, îl știți toți, este în descrierea acestui episod. Componența sa este un MSI B360, un 9700KF, 2070 Super de la Phoenix. Sistemul de răcire este un Captain de 360, 4 ventilatoare în momentul de față. Noi inițial am avut un singur ventilator pe spate și, evident, sursa. Încă o dată vă spun, dacă aveți un singur ventilator în carcasă, dacă există posibilitatea să mai adăugați încă unul sau două, faceți-o, puneți pe partea frontală un ventilator sau două ventilatoare. Dacă totuși vi se pare că temperaturile sunt mai ridicate, apelați la un ventilator de cameră, cu toate că, încă o dată o spun, ar fi genial să puteți să vă montați, să aveți bugetul necesar, să vă puteți monta un aer condiționat astfel încât temperatura să fie una constantă în camera unde aveți colțișorul de rai, colțișorul de gaming și temperaturile componentelor să fie mai mult decât ok. Astfel, durata de viață a lor o să fie una cât mai mare, nu o să fie foarte scurtă. Pe de altă parte, încă un sfat din partea mea, de nenumărate ori am spus lucrul ăsta, foarte mulți dintre voi ați înțeles, foarte mulți de voi n-ați înțeles, nici eu n-am înțeles până într-un punct unde mi-am învățat lecția, sistemul trebuie să stea pe birou, așa îl feriți de cei doi inamici mari ai lui sau al componentelor de la interior, praful și nu în ultimul rând temperaturile foarte ridicate. Sper că v-ați convins cât de ciudat este să nu ai un airflow bun în carcasă, să nu ai un sistem de răcire care să îți ofere o temperatură constantă în apartament. Temperaturile ridicate nu fac altceva decât să îți înjumătățească sau, depinde cât de ridicate sunt, să îți deterioreze componentele la interior și performanța acestora, pentru că există acel termen thermal throttling, care reduce performanța componentelor. Dacă nu știi despre ce este vorba, tot în descrierea acestui clip vei găsi un link către clipul dedicat thermal throttling. Cam atât pentru astăzi, acesta a fost episodul de vineri. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, apăsați pe acela like, buton ce ne arată cât de mult apreciați ceea ce facem noi aici, mai mult decât atât, ne arată că v-ați făcut un pic grijă de tâmpenia pe care era să o fac eu, adică deteriorarea componentelor de la interior într-o perioadă foarte scurtă de timp. Iar dacă sunteți în trecere pe aici, pe minunatul nostru canal, pe PC Garage TV, de pe YouTube și vă place conținutul pe care îl oferim și vreți să faceți parte din această minunată comunitate a pasionaților de hardware și șocuri, mă. Și bă, ce faci? Hai, frate! Apăsați butonul acela mare pe care scrie subscribe sau abonează-te și nu uitați de clopoțel. El vă notifică de fiecare dată pe mail. Vă notifică de fiecare dată când urcăm un clip nou sau când intrăm în live, pentru că facem și lucrul ăsta și săptămâna următoare o să facem cu un live special. Vineri, evident. Aia e.
Să aveți un weekend deosebit. Vă urez eu, Mădălin, și Răzvan, ce se află în spatele camerei. Zi-mă și tu ceva. Zi-mă și tu ceva. A zis.